O fetiță de 8 ani a fost violată de tatăl prietenilor ei de joacă. Individul în vârstă de 23 de ani este anchetat acum de către procurori. Fetița de 8 ani se juca în parcul din spatele blocului împreună cu cele două ofice ale agresorului de 4 respectiv 2 ani. La un moment dat bărbatul le-ar fi chemat acasă la el. Acolo ar fi închis-o pe copila cea mare într-o cameră separată și ar fi abuzat-o sexual. Ba chiar a lovit-o peste față, spun anchetatorii. Cazul a ajuns în atenția procurorilor după ce oamenii din cartier au răspândit vestea de la unul la altul, până când un polițist a auzit despre caz. Autoritățile s-au autosesizat și l-au reținut pe suspect. Pe baza probelor confirmate, sâmbătă bărbatul a fost arestat preventiv 30 de zile pentru viol. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 12 ani de închisoare.